Bună dimineața și bine v-am găsit. 2 zile v-am dus dorul. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, sunteți bine, mă bucur. O cafeluță în cinstea voastră, o cafeluță primită pe buymeacoffee.com/nicubendea de la prietenii mei ardeleni duși în Florida de 27 de ani, de la Cristinela și Ovidiu, să trăiască la mulți ani. Mulțumesc și vouă pentru că sunteți aici. V-ați făcut abonament? Ei, la canalul lui Bendea, toată lumea își face abonament. Că e gratis și te râzi. Da? Se îmbrăca regulamentar în perioada asta. Eu îi zic la vestuța asta, îi zic vestuță de măcelar, vestuță de tăiat porci. Adică mâinile trebuie să fie libere ca să poți manevra, dar să nu fie frig la șele și la spate. Pentru că nu e așa? Spondiloza este mama nevrozei. Ați reușit să tăiați porcul? V-ați înfruptat, a curs un pic de un soare pe aici, știți voi cum e, că deși impostul Crăciunului, dacă așa ai pus signatul, trebuie să tai porcul. Ați tăiat, n-a fost zăpadă, dar a fost bine, a fost un pic rece. Ați reușit să faceți tot, să puneți carnea unde trebuie, slănina la saramură, cârnații, au ieșit și cârnații foarte bine. Felicitări, înseamnă că avem o masă îmbelșugată de Crăciun, măcar atâta să avem. Am fost și eu un pic în trafic. Am văzut ce și cum, coz la moluri. Coz la moluri, extraordinar, domne. Nu mai ne putem opri. Odată ce am intrat în vria asta, în nebunia asta, după căutarea cadourilor, nu ne mai putem opri. Am văzut mașini cu coarne de ren. Le-ați văzut și voi? La un moment dat am văzut o mașină parcată, chiar cunoșteam șoferul, avea numai coarne de ren și n-avea nasul în față. Și îl întreb pe om, zic, dar unde e nasul renului? Zice, lasă, domnule, că și așa nu mai are miros și gust, după ce să-i mai pun? Gust nu mai are nici domnul Daea. Bine, gusturi nu a avut niciodată, dar domnul Daea, fostul ministru al agriculturii, a ținut să ne precizeze pe o pagină socială că situația este sub control, bravo, este puțin afectat de guvid, dar își revine. Acum l-a mușcat guvidul. El era cu cormorani, vedeți? Răzbunarea cormoranilor. Da, internat în spital. Și doamna Șoșoacă, o știți pe doamna Șoșoacă? Am văzut-o pitoloacă, era chiar doamna Șoșoacă, că făcea spumii la gură, și striga că îi trebuie, îi trebuie protecție. Doamna Șoșoacă a zis că știe ea din surse sigure că se urmărește infectarea ei și după aia internarea. Vă dați seama? Asemenea personalitate, domne. Forget about mari politicieni, mari sportivi, mari actori. Toată lumea cu reflectoarele pe doamna Șoșoacă, uei! Doamna Șoșoacă. Se urmărește infectarea și apoi internarea ei. Dar trebuie un pic internată. Acum știți voi unde e? Acolo la... Da, poate dacă merge acolo, să crede prințesă. Nu se mai crede Șoșoacă, să crede prințesa Sisi. Ca principal de Romanie. Prins Paul, n-a fost Prins Paul de Rouhani. Știți că lor băgatește un pic la Mititica pentru Votrian, pe Prins Paul de Romanii, că au făcut niște afaceri cu niște terenuri, cu nu știu ce, cu bani mulți. Și nu l-au prins pe Prinsul Paul de Romanii. Prințesa Lia zice, o, la, nu este acasă. O veni miliția după el acasă. Ci că l-au căutat și sub pat. Bă, ce organe avem. Și sub pat l-au căutat pe Prințul Paul. Bă, ăla e viță nobiliară, domnule. Ăla nu se ascunde sub pat. L-au căutat în șifonier pe Prințul Paul de Rumanie. Ziceți voi, ici, un petit café pur la bombuș, pe care o beau chiar acuș. Da, se pare că asta semnează acordul. Avem coaliție, avem guvern. De tăte avem numai bani nou. Rareș Bogdan a declarat vineri când a intrat la negocieri, zice, astăzi o să iasă fum alb. Barna, care are un umor de necat, zice, Barna, zice, da, eu am rumegușul în portbagaj. Păi, dar ce e el, Pinocchio? Când își suflă nasul, curg tărâțe? Deci, fum alb de la Rareș Bogdan, tărâțe de la Dan Barna. Chelemen Hunor a zis, nu stricați tot fumul, vin eu cu colbasul un pic să mi-l afum. Rumâna. Da, așa este. Apropo, Kelemen s-a dus să discute, Kelemen Hunor s-a dus să discute cu Orban. Dar cu Orban din Ungaria, că cu Ludovic ăsta de aici nu a putut să discute mai nimic. În cinstea coaliției și soacra mea a făcut ieri o salată superbă, o salată splendidă, cafeaua am băut-o după, în culorile naționale, în culorul tricolorului. A pus în salată soacra mea frunze de baby spanac, un spanac mai frustrat, așa mai mic, niște roșii cherry, și peste a presat usturoi, roșu, alb și verde. Ce frumos este steagul de la Mexic. Da, să vedem cum o ieși cu alianța.
Presimt că o să se certe, presimt că o să facă și aia și aia scandal, dar țara trebuie guvernată. Musai să trebuie să guverneze cineva țara. Trebuie să se guverneze această țară, că singură nu o lăsăm de capul ei. Așa cum trebuie să bem cafeaua de dimineață, așa trebuie să fie și guvern. Nu? M-am uitat un pic la televizor și mi-e place să mă uit la schi. Abia aștept să înceapă sezonul de schi. Nu știu schia, deși de la munte, nu știu nota, cât despre restul am doi copii, nu mai mă întrebați. Și am văzut schi fond în Dresda, în mijlocul orașului Dresda, fascinația lui Cioran, Dresda, oraș distrus de bombardamente, mare proporție în al doilea război mondial. Deci în centru acolo, în Dresda, superb, era verdeață, dar și-au adus câteva tone de zăpadă și le-au pus să facă așa o pistă de schifond și a fost întrecere de schifond în mijlocul orașului. Ce tare chestie! Privitorii, lumea de pe poduri, de la geamuri, au adus practic iarna în oraș. Un fenomen extraordinar, un fenomen sportiv. Culmea că tot rușii au câștigat și de data asta la ștafeta masculină, dar altceva voiam să zic. Uite că poate Clotilde Armand nu greșește prea mult la sectorul 1. Deci lasă ea gunoaiele, poate e pe modelul Dresda. Lasă gunoaiele să se înalțe, așa să se facă, nu chiar cât alpi, cam niște pirinei mai pigmei așa. După aia aduce zăpadea și face concursuri de schi alpin și de sărituri cu schiurile în sectorul 1. No, asta da, asta da. Competiții sportive, crește turismul. Îi merge mintea doamnei Clotilde Armand, Clotilde Armand. Na, și la gimnastică ne revenim, bravo fetele, vedeți? Viitor de aur țara noastră are, bravo Larisa Iordache, ce ai făcut tu la europenele de gimnastică, n-au făcut 10 diplomați, 10 ambasadori de-ai României, bravo, ne revenim, uite că gimnastica, un sport cu tradiție, își revin. Bine, cârcotașii au zis că n-au participat niște țări care erau forți în gimnastică, dar totuși, sunt niște copiile, niște fetițe, au câștigat, da? Plus că la juniori o fetiță, nu-i rețin numele, a luat 4 medalii de aur. Deci să sperăm, să sperăm. Ne-a mers bine în sport, uite, și prietenul nostru Miron, îl știți pe Miron din Aiud? Acum mă fălesc și eu că suntem conjudețeni. Domnul Miron, Beni Adegbui, Adegbui, nu? Bui, bui, Adegbui, l-a rupt pe Badr Hari, l-a nenorocit. I-a dat niște cărăla de... L-a parcat pe pensionar. Bravo, Beni, e acolo. Challenge la locul 1 la K1. Beni, Ianost, Miron, frumosul nostru din Aiud de 2 metri. Bă, să-l băgăm pe ăsta în guvern. Dacă l-am băgat pe Beni la guvern, acum că tătă informă și o lume întreagă cu ochii pe el, eu cred că ar face treabă. Păi dacă ar avea, dacă cineva s-ar opune reformelor, măsurilor în favoarea poporului, ăsta iar se cera Beni. Nu s-ar uita la el, iar se cera. Dacă ar ajunge Beni prim-ministru, ar începe revoluția în politică. Cam mai început noi revoluția acum 31 de ani și nu știm mare lucru. Serviciile secrete, conspirația, securiștii, teroriștii, destul că au murit 1000 și ceva de oameni și nu dă nimeni seamă pentru aceste fapte. Chiar în 21 decembrie începea revoluția și la București, că vedeți că totuși tonul s-a dat în vest. Până și la revoluție tonul s-a dat un pic în mai la vest. După aia a venit și în capitală dorința de a face schimbare sau ce-o fi, ce s-o fi întâmplat. Am văzut recent imaginele alea cu Ceaușescu acolo în balcon, făcuse el săracul meeting, dar s-a întors împotriva lui. Era bătrân rău, era... Și privirea aia de om speriat, așa, a încercat să mai dea 100 de lei la popor. S-ar fi putut termina altfel? Capitula el? Nu cred. Nu se lăsa. Dacă zicea, băi, uite, am făcut destule pentru această țară, v-am făcut blocuri, metrou, am încercat și eu autostradă și mă retrag. Nu vrut să fac așa, n-am avut revoluție de catifea, am avut o revoluție însângerată. Nu vă mai rețin. Mai iau o gură de cafea de la Cristinela și de la Ovidiu de peste ocean din Florida, Florida. Să-mi zice, să-mi scrieți, nu-li dor la floridieni de Iohannis? Nu întreabă, unde-i domnul Claus? Ca șeciubuc bun lăsa aici și el și se pepiști. Nu vă mai rețin că și așa astăzi e zi scurtă. Solstițiu de iarnă. Da, e o veste bună, că e o zi scurtă, că oricum e săptămâna cu Crăciunul, să avem numai zile scurte, dar frumoase, alături de familie și alături de mine, că eu vă consider parte din familia mea extinsă. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de cafeaua oferită cu generozitate pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Mulțumesc, 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 e sfârșit de an, să fie pace, să ne împăcăm cu toată lumea. Vedeți că dacă și ăștia din coaliție s-au putut înțelege,
Noi de ce să nu ne înțelegem? Vorba aia pe care vă repet, vorba socrelor mici de la nunți, au de toate să fie înțelegere.